Salutare tuturor! Astăzi am revenit cu un nou clip și de data aceasta un tutorial de Quick Mommy Makeup, pentru că noi mamele știm foarte bine cât de ocupate suntem, cât de mult ne solicită copiii și pentru faptul că uneori avem foarte, foarte puțin timp la dispoziție să ne aranjăm, dar totuși vrem și este normal să simțim nevoia să fim și noi aranjate și îngrijite și machiate. M-am gândit să vă arăt care este rutina mea de make-up super, super rapidă. Dacă vă uitați și observați, m-am și tuns, dacă mă urmăriți pe Instagram cu siguranță știți asta deja. Am avut așa o idee să-mi dau un mic refresh la păr, chiar dacă crescuse destul de lung și toată lumea o să zică că vai, că păcat de părul tău lung, știți foarte bine, părul crește, nu-mi fac nicio grijă. E fresh, e nou, e mult mai rapid de îngrijit și cu siguranță cu timpul va crește și voi ajunge din nou la acel păr lung. Bun. În acest Quick Mommy Makeup tutorial al meu, o să vedeți că în principiu folosesc produse foarte rapide de folosit, produse pe care nu trebuie să stau să le... Cumva produse care nu sunt foarte complicate de folosit, se blendez super rapid. O să-mi prind bretonul, pentru că încă mai am un breton lung care trebuie prins atunci când mă machiez. Primul produs pe care îl folosesc este un SPF cu pigment, care îmi uniformizează tenul, dar în același timp nu este ca un fond de ten și foarte greoi pe ten, plus că se folosește ca o cremă, pur și simplu îl masez pe ten, îmi oferă și protecție, este practic un produs 2 în 1 și pentru faptul că se masează pur și simplu în ten, ca orice cremă obișnuită, automat este și mai rapid de folosit, nu trebuie să stau să super blenduiesc. Mi se pare mult mai ușor. Aproape toată vara am folosit acest produs pe post de fond de ten, tocmai pentru că mi se pare mult mai util, mult mai rapid, după cum vedeți și voi. Pur și simplu masez super, super rapid produsul. Acum chiar îmi fac machiajul, mai este dincolo. Se joacă și eu trebuie să-mi fac rapid machiajul în timp ce și filmez un tutorial ca să ies cu el în parc și la cumpărături și avem cumva program toată ziua pentru că este și el în vacanță și vă dați seama că dacă este de dimineață până seara cu mine, automat nu mai pot eu să stau să-mi filmez tutorial cum făceam și mai departe, acum trebuie să fac totul cu el și uneori, știți cum este, copiii nu au răbdare. Bun. Și acum o să iau eu un cetățel umed să mă șterg pe mâini. Nu-mi place să folosesc lucrurile murdare, știți, de exemplu, cu mâinile de BB cream să folosesc altceva. Bun. Următorul pas este să folosesc corector. Îmi place să folosesc acest corector de la MAC Pro Longwear. Folosesc foarte, 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 foarte puțin. Tot așa cu degetele îl estompez foarte repede pe zona cearcălilor, în așa fel încât să ofer puțină luminozitate acestei zone. Nu folosesc un strat foarte gros, pentru că vreau doar să iluminez zona, folosesc puțin și pe pleoape. Și uneori foarte puțin pe bărbie. Pentru mine următorul pas este să folosesc niște produse cremă pe care le-am descoperit acum ceva timp. Am făcut și un clip de shopping cu ele, sunt aceste stick-uri de la Aghi, acesta este brandul. Au și creme anti-aging, mie îmi plac foarte mult aceste sticuri. Am blush, highlighter și bronzer pe care îl voi folosi acum. Îmi plac pentru că au un finish totuși ușor pudrat, nu sunt foarte grele pe ten, se estompează foarte ușor. O să vedeți imediat cât de ușor și rapid se estompează și arată foarte natural. Și aplic bronzerul acolo unde am nevoie. După care, cu o pensulă de acest gen, super rapid,
vin și estompez super, super repede tot. Și așa cum vă spuneam, o să vedeți că totul este foarte rapid. Că asta este și scopul unui Quick Mommy Makeup. Îmi place că se estompează foarte repede, arată natural. Mi se pare că arată foarte bine atât pe pielea bronzată, cum sunt eu acum, cât și pe o piele mai deschisă la culoare. Este totul în funcție de cât de mult produs aplici și cât de concentrat îl faci. Dacă este nevoie, mai aplic puțin, după care pur și simplu vin cu peria și estompez ușor. Poate fi estompat și cu un burețel din punctul meu de vedere, dar știți că eu nu prea mai folosesc bureței. De fapt, n-am mai folosit deloc în ultimii ani, doar dacă am mai testat ceva așa, dar eu am trecut la pensule din motivul sustenabilității. Bun, următorul pas este să folosesc blush-ul, care la fel mi se pare foarte drăguț ca și nuanță. Îl aplic pur și simplu aici, când zâmbesc. Acum știu că arată totul de parcă sunt destul de uleioasă, ca să zic așa, dar asta pentru că nu am aplicat pudră și o să vedeți atunci când aplic pudră că totul se estompează altfel. La fel vin cu pensula și estompez foarte, foarte bine. Următorul pas este să folosesc pudră. O să folosesc această pudră de la Fenty. Este o pudră pulbere, foarte asemănătoare cu Laura Mercier Translucent Powder. Vin și aplic pudră foarte bine peste tot. A devenit pudra mea preferată în ultimele luni și sincer să fiu, doar pe aceasta am folosit-o. Nu este cea mai prietenoasă cu călătoritul, recunosc, dar mi se pare că își face treaba foarte bine. Și din acest motiv, chiar și dacă nu este foarte prietenoasă, pentru că se tot adună aici și când o desfaci, după aia poate să devină așa un pic mai messy, dar e ok, fiind un produs foarte bun, într-un fel nici nu mă mai interesează. Următorul pas, chiar dacă am aplicat acest contur, mie îmi place să mai aplic puțin și să aplic contur pudră. O să folosesc Bahama Mama de la The Balm, dar folosesc super puțin și mai mult cumva și peste blush și peste conturul aplicat. Asta doar pentru a mai oferi puțin. Așa. Următorul pas este să folosesc highlighter și îl folosesc tot pe acesta de la Aghi. Highlighterul îl folosesc cu degetul, pur și simplu fac, adică îl iau pe deget, îl aplic. Este un highlighter super, super natural și ce îmi place este că deși am aplicat pudră, el are un finish foarte pudrat și pur și simplu se topește peste tot ce am aplicat eu până acum și îți dă un luciu foarte natural. De aceea îmi și place să-l folosesc și fie că am folosit și celelalte produse, fie că nu, a cam fost highlighterul pe care l-am folosit cel mai mult în ultima perioadă. Urmează să ne facem super rapid sprâncenele. Folosesc Brow Wiz de la Anastasia, este creionul acela de sprâncene foarte subțire. Nu fac mare lucru, pur și simplu le pieptăn în sus, după care umplu spațiile unde simt eu că aș avea niște goluri și îi dau o formă super rapid sprâncene. Da, știu, eu cumva sunt norocoasă că am niște sprâncene destul de întregi, am foarte puține goluri și atunci pentru mine procesul acesta de a-mi aranja sprâncenea poate fi rapid. Știu că sunt persoane care au nevoie de mai mult timp pentru a-și aranja sprâncenele, poate care au goluri mai mari, rutina de îngrijire a sprâncenelor sau, mă rog, de a machia sprâncenele poate fi mai complicată decât a mea, dar vă adaptați rutina de umplere a sprâncenelor, evident, în funcție de fiecare sprânceană în parte și în funcție de ce sprâncene aveți voi. Bun, următorul pas este să folosesc highlighterul.
și să îl aplic pe pleoapă, pur și simplu cu degetul. Asta este tot ce fac. Îl întind foarte, foarte bine, în așa fel încât textura aceasta și finish-ul acesta pudrat de care vă spuneam să se activeze și să nu rămână cremos. Trebuie blenduit, ca să zic așa, destul de bine. După care iau paleta aceasta, este Nude Rich de la Huda Beauty, o pensulă tip creion și îmi aplic un fel de codiță cu maroul acesta cel mai închis din, așa, cu maroul acesta cel mai închis din paletă. Și fac un soi de codiță. Dacă simt nevoia, mai folosesc și o pensulă un picuț mai subțire. Astăzi, mai ales pentru că filmez, o să încerc să o fac mai frumoșică, ca să zic așa, dar în principiu folosesc doar această pensulă, îmi fac rapid un soi de codiță cu fardul și am ieșit pe ușă. Deci, credeți-mă, machiajul acesta îl folosesc de câteva săptămâni bune. Și chiar mi se pare the quickest mommy makeup. Bine, mie îmi place să am codițe și știți că înainte stăteam și îmi făceam codițele cu tuș și era un pic mai complicat, în sensul în care, evident, îmi lua mai mult timp. Acum mi se pare că așa cu fard este mult mai rapid. Efectul este relativ același, poate chiar ușor mai natural. Pentru că, evident, nu aveți acel negru intens, ci aveți un maro ușor estompat în loc de tuș. Așa. Și motivul pentru care eu n-am ajuns să... sau eu consider că este motivul pentru care eu n-am ajuns să am un machiaj al ochilor mult mai natural, este că am făcut o chestie pe partea de îngrijire a genelor și nu mai simt așa multă nevoia să îmi machiez intens ochii cum simțeam înainte. N-am mai simțit nevoia nici să fac laminare de gene, n-am mai simțit nevoia nici de extensii de gene. Am folosit acest eyelash enhancer de la Nutridom. Este practic un ser pentru gene, pur și simplu are o pensulă pe care o, cu ajutorul căreia aplicați produsul la baza genelor. Eu îl aplic în fiecare seară și pur și simplu mi se pare că mi-au crescut genele foarte, foarte mult. Și o să vedeți acum când folosesc mascara ce diferență este. Și tocmai de aceea sunt zile în care nici măcar nu fac această codiță cu fard. Astăzi am făcut-o ca să fie totuși tutorialul un pic mai așa. Sunt sigură că o să vedeți și din timpul tutorialului cât de rapid este machiajul de fapt. Gândiți-vă că asta să vă dau explicații, să vorbesc cu voi, să vă fac introducere, outro și așa mai departe. În realitate, adică de zi cu zi nu vorbesc cu nimeni, mă concentrez, îmi fac super rapid machiajul și am ieșit pe ușă. Și o să vedeți cât de natural și cât de cute și cât de cumva... feminin așa are, mie personal mi se pare că are așa o eleganță machiajul ăsta în care îți scoate în evidență ceea ce ai deja, ca și trăsături, le înfrumusețează, dar fără să fie prea mult și evident fără să-ți consumi prea mult timp. Folosesc mascara de la Fenty, pe acesta l-am folosit în ultima perioadă și vă spuneam că datorită faptului că am folosit și eu zic că este datorită acestui produs pe care am început să-l folosesc și am genele mult mai lungi și mai voluminoase, nu mai simt nevoia de machiaj atât de mult cum simțeam înainte și o să vedeți imediat despre ce este vorba. Pe cameră nu se văd genele mele și natural, că sunt zile în care nici nu aplic mascara uneori. Nu se văd pentru că sunt destul de șatene deschise, adică eu nu am niște gene ca și culoare foarte, foarte negre și foarte închise, de aceea îmi place să folosesc mascara ca să mă iasă în evidență, dar, din punct de vedere al culorii, dar o să vă arăt imediat cât de lungi s-au făcut, pentru că mi-au crescut, chiar mi-au crescut. Uitați și voi! Deci mie personal mi se pare că zici că aproape am extensii, în condițiile în care înainte nu arăta așa, și în niciun caz nu arătau genele atât de voluminoase și cumva ochii atât de conturați fără să am un machiaj mai puternic. Ei bine, acum nu mai am nevoie decât de mascara și genele arată genial și ochii sunt foarte conturați și chiar mi se pare că mi ies ochii în evidență. Și faptul că nu mai trebuie să stau să-mi fac un machiaj al ochilor super elaborat,
plus faptul că folosesc acum produse rapide, ușor de blenduit, ușor de folosit, care cumva nu au acest risc să pui prea mult, să fie prea pigmentate și așa mai departe, că mi se par niște produse super, super legere. Truc, dacă cumva vă dați cu mascara, veniți cu o periță din aceasta de sprâncene și luați resturile de mascara. Pentru că eu acum am niște gene atât de lungi și mereu mă pătez. Glumesc. Da, cam acesta este machiajul, urmează doar să mai fac buzele, o să-mi șterg BB cream-ul acesta de pe buze. În viața de zi cu zi, ca să zic așa, tot ce fac este, de obicei, este să-mi șterg buzele și să aplic lip booster. Astăzi pentru voi, pentru că, na, să fie mai special tutorialul, am să aplic și contur de buze. Acesta este de la Sephora Lip Stain Liner în nuanța Copper Blush. După care vin cu lip boosterul de la Elena Martin, preferatul meu. Și blendez creionul foarte bine cu el. Ca să nu rămân așa conturul acesta anii 90, când e neapărat stilul meu. Și acesta este rezultatul final. Mie mi se pare absolut genial, mi se pare că este perfect pentru orice mămică, perfect pentru orice femeie care se grăbește, care nu vrea să petreacă foarte mult timp în fața oglinzii, dar totuși își dorește să fie îngrijită, să arate bine tenul, să aibă așa puțin contur, să aibă puțin contur și în jurul ochilor și buze voluminoase și hidratate. Sper că vă place acest look, sper că vi se pare util. Eu chiar vă recomand aceste produse, mi se par absolut geniale. V-aș recomanda să încercați și acest serum. Mie mi se pare că mi-am îmbunătățit cumva rutina de make-up, tocmai pentru că nu mai simt nevoia de foarte mult machiaj în jurul ochilor și am niște gene, adică nu știu, chiar simt că am genele super lungi și voluminoase și zici că am gene false. Evident, acest lucru se va vedea și cu un mascara bun pe care îl folosiți, dar asta vreau să vă spun, să încercați să folosiți și acest produs, cred că vă va plăcea și vă va fi de folos. Dacă aveți orice fel de întrebare, vă rog frumos să-mi scrieți în comentarii, sugestii pentru viitoare clipuri, încerc din răsputeri să filmez cât mai mult pentru voi, vreau să fac și shorts-uri aici pe YouTube mai multe și să vin cu cât mai multe informații. Vreau subiecte pentru nou mor tabu, poate chestii de fashion, vine acum toamna, absolut orice idee aveți, vă rog frumos să le scrieți în comentarii. Dacă nu v-ați abonat deja la acest canal, o să vă rog să o faceți, eventual să apăsați și pe clopoțel pentru a fi notificați de fiecare dată când postez un clip nou. Și desigur să mă urmăriți și pe Instagram și TikTok, Laura Mușuroaia, iar noi ne vedem data viitoare cu un nou clip. Pa, pa!